Bună seara, dragi ascultători! Vă spun Alex Brucăr, Maria Popa și Ian Cuțucărman acum la microfon, de la Radio Shalom România, ora de muzică cultă, tribuna marilor evenimente. Emisiunea din această seară se încadrează în această categorie pentru că se referă la o acțiune cu totul deosebită legată de un eveniment cu totul deosebit care s-a întâmplat în orașul Iași în perioada 28-30 iunie 1941, eveniment reprobabil intitulat Pogromul de la Iași. Una din locațiile în care și-au pierdut viața mii de evrei a fost chesura poliției Iași. Ei bine, din inițiativa președintelui Consiliului Județean Iași, domn doctor inginer Maricel Popa, această locație, care a fost un loc de supliciu, suferință și moarte pentru mulți evrei, cetățeni ai Iașului, a fost transformată în Casa Muzeilor. Casa Muzeilor va găzdui Muzeul Pogromului de la Iași, Muzeul Teatrului Evreiesc, Muzeul Național al Literaturii Române și Muzeul Poeziei. Cu privire la Muzeul Pogromului de la Iași, trebuie subliniat faptul că așa cum au rămas în istorie inițiatorii săvârșirii pogromului de la Iași, la polul opus va rămâne în istorie ca o personalitate deosebită, dedicată înfrățirii între etnii, dedicată oferirii cetățenilor Iașului și nu numai izvoare de ale frumosului, ale artei, muzicii și poeziei. Sincere felicitări pentru acest comportament de o totală umanitate. Ca supraviețuitor al pogromului de la Iași, care după 79 de ani de la acest trist eveniment, când în curtea acestei locații puteam să devin victimă, astăzi am fost onorat să mi se ofere cheia cu care am deschis ușile de intrare în Casa Muzeilor. De aceea și pe această cale a Radioului Shalom România adresez sincere felicitări domnului inginer dr. Maricel Popa, inițiatorul acestei transformări cu totul deosebite colectivului care l-a sprijinit și mult succes vizitării muzeilor. De asemenea, doresc să-l felicit și de această dată pe directorul general al Filarmonicii Moldova Iași, profesor dr. Bujor Prelipcean, care din proprie inițiativă a făcut ca inaugurarea Casei Muzeilor să se încheie cu un micro recital susținut de corul academic Gavrin Mozicescu al Filarmonicii Ieșene, dirijat de Bogdan Cojocaru, ca un omagiu pentru memoria victimelor pogromului de la Iași. Așa că, în prima parte a emisiunii noastre, veți asculta patru piese interpretate de acest minunat cor. Prima piesă va fi Lacrimoza din Requiemul de Mozart, a doua Psalmul 43 de Felix Mendelssohn Bartholdy, a treia piesă Corul Evreilor din opera Nabucco de Verdi și ultima Rugă către Tatăl Ceresc, Uvinu Malkeinu, chiar în limba ebraică, ceea ce dovedește un gest deosebit de important din partea corului, a conducerii acestuia. Deci, veți asculta acest micro-recital începând cu prima piesă.
ați ascultat în interpretarea corului Gavril Muzicescu al Filarmonicii Moldova din Iași, dirijor Bogdan Cojocaru, patru piese dedicate memoriei pogromului de la Iași din 28-30-1941. Aceste piese au fost Lacrimoza din Requiemul de Mozart, Psalmul 43 de Felix Mendelssohn Bartholdy, Corul Evreilor din opera Nabucco de Verdi și Rugă către Tatăl Ceresc, Uvidu Malchenu. În partea a doua a transmisiei de azi, vă propunem să ascultați Quartetul opus 74 de Ludwig van Beethoven în interpretarea renumitului quartet voces format din Bujor Prilipcean vioara întâia, Anton Diaconu vioara a doua, Constantin Stancu violă și Dan Prilipcean violoncel. Acest quartet face parte din integrala quartetelor de Beethoven pe care acest renumit quartet îl are înregistrat, iar transmisiunea din această seară face parte din transmisiile dedicate anului Beethoven, 250 de ani de la nașterea titanului de la Bonn. Audiție plăcută!
Thank you.
Ați ascultat Quartetul Opus 74 de Ludwig van Beethoven în interpretarea Quartetului Voces. Până săptămâna viitoare, Alex Brucar, Maria Popa și Iancu Zuckerman vă doresc o săptămână îndeplină sănătate, pace în lume, pace în Israel. Shalom!